Bună, dragilor, și bine ați venit! Avem cănuță cu fantomă. E tare, tare drăguță fantoma asta și nu știu cum să fac să vedeți că înăuntru avem, în loc de zahăr, am pus aceste marshmallows, alea de la Lidl, cu tot cu fantome. Stați că acum nu mai sunteți drepți. Upsi! A venit și Kitty, care a mâncat o tură de dimineață. Aici avem mătură, făraș, mop, găleată. Sper să faceți abstracție. Am mușcata asta care a fost pe pervaz și nu o duce prea bine și o să o duc pe partea cealaltă unde bate soarele de după amiază. Am spălat geamurile de la bucătărie și am spălat acum geamurile ca geamurile, n-ar fi o problemă, dar am spălat și tocurile, da? Tâmplăria care este plină de negru, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mare poluare. O vedeți pe domnișoara Kitty. Haideți să-i dăm să mănânce ca să fie și ea fericită în timp ce stăm de povești, că oricum avem de discutat despre mâncare. Pregătiți-vă emoțional, duceți-vă și luați-vă ceva de mâncare, comandați-vă o pizza, faceți-vă un sandwich, orice vă previn. Gata, dragilor, am hrănit pisica, trotineta este la încărcat pentru că după amiază vrem să mergem prin parc, este soare și frumos afară. Cheers! Sper că aveți o cană drăguță de toamnă, de Halloween. Sper că reușiți să mai prindeți chestii drăguțe pe la Pepco. Asta este de la Pepco. Am filmat și din magazin. N-am filmat ce am cumpărat. Sunt acolo undeva. Am fost zilele trecute deja. Beau din cănile astea de câteva zile. Două, trei. Cred că miercuri le-am luat. Și astăzi este sâmbătă când filmez. Am fost și ieri la Auchan, dar n-am mai făcut haul pentru că era vineri seară și eram super mega obosită și acum sunt destul de obosită că m-am trezit de vreme și m-am apucat direct de oglind și de geamuri. Când m-am ridicat din pat am văzut niște degete pe oglinda de la șifonierul din dormitor și îmi stau pe creier, am și o piticii mei. Șmotru astăzi, plimbare și relax după amiază, dar haideți să vă spun că ieri am fost la Auchan. Nu mai știu ce trebuie. Trebuiau cumpărate mai multe chestii de mâncare pentru pe aici prin casă și voiam să fac eu niște mere în foietaj pe care le-am făcut. Am mai rămas aici doar, au mai rămas doar resturile, așa arată unda asta. O să vă las imaginile în continuare. N-am măsurat bine și mi-a rămas un capăt de foietaj, așa că am pus niște fulgi de ciocolată și umplutura cu nucă. O să vedeți exact despre ce vorbim. Facem taste. Ăștia sunt fulgii de ciocolată pe care îi cumpăr cel mai des pentru că sunt ieftini de la Lidl, nu știu, 4,50 lei, 100 de grame. Și au varianta asta cu lapte și varianta de ciocolată amară, dar noi preferăm ciocolatele dulci. Treaba asta arată tare bine și merge sigur la cafea. Oh, Jesus! Foarte bună! Am pus niște esență de migdale în compoziția aia cu nuci și se simte atât de bine. Aici avem ciocolată, nuci și stafide. Dar este genială. Rulouri de-astea sigur o să mai fac pentru că se fac extrem, extrem de ușor. Sincer, sper că ați reușit să vă duceți să vă luați ceva de mâncare. Că aici toată lumea mănâncă. Da, merge la cafea. Deci o să vă las în continuare imaginile filmate aseară despre merele în foietaj. E prima oară când fac mere în foietaj și să știți că se fac foarte ușor. Și sunt absolut delicioase, absolut delicioase. Să cumpărați și înghețată când mergeți să cumpărați foietajul. Eu am avut niște mere primite de la cineva și am vrut să profit de ele. Și n-am mai făcut până acum și am zis că hai să încercăm. O să vedeți. O să vedeți că am avut emoții la început. Am crezut că o să iasă, că o să fie fail. Dar nu, au ieșit absolut delicioase. Și gata, vă las cu prăjituricile, cu merele în foietaj, eu mă apuc să dau pe aici cu mopul și cu mătura, am dat în restul casei, mai am doar bucătăria unde
Am luat așa de la geam spre interior, am șters, vă spuneam, geamurile per vazurile, aștept să se usuce grilajul acela de plasa aceea pentru împotriva muștelor și țânțarilor, să o pun și după aceea, da, avem și o pisică sătulă care se duce în dormitor să doarmă unde altundeva. A, uite ce drăguț se vede, Eva și-a lăsat, acum văd, Eva și-a lăsat pijamama aceea cu scheleton și-a lăsat-o în, aici în, pe un umeraș în cuierul de la ușă, cred că a vrut să-și o ia acasă și-a uitat-o sau nu știu. Și uitați-vă ce drăguț se vede scheletul, unde? Acolo. Vai ce drăguț se vede! I like it! Gata, poftă mare, sper să vă inspire. Dacă n-aveți mâncare, puneți pe pauză și rezolvați chestia asta înainte de a vedea următoarea bucată. Și ne vedem din parc sau ne vedem cu curățenia după ce vă lămuriți cum e cu merele în foietaj. Am avut o foaie din asta de la Linco, întind un pic cu sucitorul și o voi tăia în 6 fâșii pe lung, am tăiat-o. Îmi propusesem 5 pentru că să știți că 5 mere am curățat, dar nu știu de ce m-am încurcat la calcule, nu cred că este oricum nicio problemă. Vedeți și voi cum vă orientați, câte mere aveți, câți mâncăcioși la masă, nici nu mi-au ieșit așa de drepte, am stat prost cu geometria în după amiaza asta, dar hei, e sfârșit de săptămână, câte energie să mai am și eu într-o vineri după amiază. N-am pus prea mare accent pe asta. Într-o altă farfurie am pregătit niște zahăr cu multă scorțișoară, prin care o să vedeți că tăvălesc merele mai târziu. Și într-un alt castronel am bătut un ou cu care voi unge prăjituricile mai târziu. Și într-un alt castronel umplutura am pus nuci migdale. Rețeta era cu 5 linguri de budincă, dar cum eu n-am avut budincă am pus 5 linguri de iaurt. Și am pus și un pic de făină, foarte puțin, nu știu, o lingură aș spune. Și jumătate din ou pentru că ar fi fost prea mult un ou întreg ca să ung 5 mere și am zis să nu îl irosesc. Amestecăm totul bine și am pus esența asta de migdale care s-a simțit excepțional. Și zahăr vanililat sau, nu știu, fiecare poate să asezoneze după gustul propriu. Iar la final am adăugat din belșug stafide care fusese răpuse la înmuiat cu ceva timp înainte. Practic, când am ajuns de la cumpărături, am pus stafidele la înmuiat, am curățat merele, iar plăcinta am preparat-o efectiv ceva mai târziu după ce am mâncat. După ce am mâncat și am mai stat și un pic să ne tragem sufletele. Sau sufletul, nu știu ce ne-am tras. Merele, vă spuneam că le-am curățat mai devreme și le-am pus într-un castron cu apă ca să nu oxideze. Iar acum le scot din apă, le las un pic să se scurgă și după aceea o să le tăvălesc de nu se vor mai vedea prin amestecul acela de zahăr și scorțișoară. E important să puneți scorțișoară din belșug sau cel puțin pentru mine scorțișoara este foarte importantă, să știți. Eu le-am tăvălit pe toate ca să fie bine tăvălite și să nu mă mai murdăresc pe degețele de zahăr cu scorțișoară când voi trece la etapa următoare. Și acum am pus într-o tavă hârtia de copt și fâșiile tăiate. Nu se vede foarte bine, este foarte important ca mărul să fie așezat pe foietaj, pe bucata de foietaj, astfel încât să aibă și fund. Îl înfășurăm bine ca pe o mumie și sigilăm marginile. În clipul la care mă uitasem, să știți că erau mult mai estetic așezate. Am fost certată de către un critic foarte sever că le-am făcut pe fugă, dar asta e.
Și umplutura aceea cu nucă și stafide o băgăm în găurica din mijlocul mărului, aceea de unde am scos cotorul. Și pentru că am avut o fâșie în plus, am mai făcut un rulou din asta cu restul de umplutură, după care cu jumătatea de ou rămasă le-am uns bine ca să fie maronie așa și să arate bine. Tot în videoclip, merele alea aveau și o frunzuliță, dar am uitat de frunzuliță și mi-am adus aminte după ce am folosit tot foietajul. Și pentru că vecina Gina ține post, i-am copt și dumneai un măr, așa simplu. Și totul merge la cuptor 40-45 de minute, poate chiar mai mult în funcție de cum sunt coapte. Inițial arătau destul de lame și am crezut că o să fie fail, dar pe măsură ce au început să crească și să se rumenească, aspectul s-a îmbunătățit, să știți. Eu le-am lăsat până când au devenit rumene pe toate părțile și le-am scos pe rând, pentru că evident cele din spate s-au copt mai repede decât cele din față. Am un cuptor, cuptorul aragazului cu gaze, locuim la bloc, clasicul, nu am cuptor electric sau ceva performant. Dar să știți că au ieșit absolut delicioase. Sunt și arătoase, sunt și delicioase. Dacă aveau și frunzulița aia, erau senzație. Dar au fost senzație chiar și așa. Vedeți aburul cum iese? Le-am lăsat un pic să se mai răcească. Erau mult prea fierbinți ca să le mâncăm imediat. Și așa le-am mâncat un pic cam fierbinți. Le-am mâncat cu înghețată. Vreau să vă spun că un măr de ăsta e destul de mare. Și nu m-am îndurat să las nimic în farfurie, deși a fost categoric pentru mine prea mult, dar asta spune ceva despre cât au fost de bune. Nu e foarte grea nici prepararea, iar rezultatul este excepțional. Și nuca aceea în mijloc și stafidele și înghețata asta, mărul foarte bine copt, foietajul numai cât trebuie, că n-a fost stratul foarte gros, efectiv un deliciu. Mă rog, mai puțin pentru Kitty, care și-ar fi dorit niște plăcinte cu carne, și Diana, prietena mea Diana, și-ar fi dorit niște plăcinte cu ciuperci. Dar nu-i nimic, că revenim asupra problemei, o să facem o plăcintă cu ciuperci cât de curând, pentru că nici din aia n-am mai făcut de foarte mult timp. Acum că v-am făcut capul pătrat cu merele mele în foietaj și că v-am făcut și poftă, sunt sigură că v-am făcut poftă, trecem la curățenie. Plăntuța asta n-a supraviețuit prea bine, din păcate. Hărnicia întruchipată sunt și trebuie să vă menționez că v-am lăsat aici pe dulap să vedeți fantomițe și chestii de Halloween, că mai avem puțin din toamnă. După atâta curățenie, cum va fi rest să fie obosită pisica asta, nu credeți? Zi, mă iubita, ești binevenită aici? Da, ești. Te răsfezi de numa. Spune-mă, te răsfezi? Hai, pa! Gata, am lăsat pisica bine învelită și mergem în parc. Sper să filmez și de acolo câte ceva. Avem outfit de vară, ce credeți? Ochelarii sunt Vans, tricou e de la New Yorker, pantalonii tot de la New Yorker și Adidas și de vară, că i-am purtat prea puțin peste vară. Sunt ăștia de pânză, nu se vede? Ha? Se vede. Sunt albi, foarte pretențioși, dar sunt extrem, extrem de comod. Și calul. Și mi-am luat și geacă, da? Avem și blitz acum. Asta e geaca de la Waikiki. Și evident că trebuie să-mi iau și o husă. O aveam pe asta neagră, dar o să-mi iau pe asta verzișoară. Asorteu, nu? E, altfel arată, nu, cu husa asta. Nu i-am montat încă popsicle-ul,
O să vedem ce facem cu el și mi-am pus deja muzică pentru pe drum. Doar o cască folosesc atunci când sunt cu trotineta sau cu bicicleta, ca să aud cu cealaltă ureche ce se întâmplă în jurul meu. De data aceasta am fost în Parcul Tineretului. Din păcate, zona lacului este extrem de murdară. Nici n-am filmat, că nici nu era în ton cu nota pozitivă a clipului. Vă las cu culorile astea de toamnă. Acesta a fost clipul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și vă doresc din tot sufletul o toamnă frumoasă și multe mere în foietaj sau, nu știu, scrieți-mi voi cum pregătiți merele. Pe data viitoare! Pa!